Vă salut, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou podcast în uralele voastre. Oamenii sunt foarte bucuroși și voi așteptați un nou episod de podcast, pentru că aș cerut foarte, foarte mult nou episod de podcast pe lângă ăla cu omul Guturet. Vi l-am adus pe nimeni altul decât regele torturilor, deserturilor, bucătar de săvârșit, Elian! Poți să zic Elian? Așa se zice, nu? Elian. Elian, da, sau Elian Miță, da, mai scurt Elian. Elian. Boys, v-am adus la o discuție super, super frumoasă, sper să vă placă să urmăriți până la capăt. Pe nimeni altul decât pe Elian, am emoții puțin, și de ce? Că tocmai ce am fost la Lidl și am cumpărat cu soția mea, am cumpărat ceva să gătim, ceva dulce. Da. Ce? Păi asta, băi, am făcut o, mamă, nu mai știu cum se numește aia. Am făcut recent, ultima, îmi place să gătesc, dar nu gătesc dulciuri. Mi se par super bine. E o prăjitură, fii atent aici, deci se face la cuptor cu mult zahăr și unt care se bat, ou. Cam toate prăjiturile au zahăr. Nu, asta era super ciudată, pentru că gen la un moment dat trebuia să faci ăla, cum zice, compoziția, nu sub forma de să coacă neapărat, știi? Nu știu, poate nu o explic eu bine. E grețos de bun, dar nu foarte healthy. Mamă. Eu recent am început să folosesc green sugar. Este un zahăr special făcut pentru cumva diabetici și sportivi, care nu îngrașă și nici nu îți crește colesterolul. Și poți să mănânci prăjituri cu din alea câte există vrei. Așa ceva? Există așa ceva, da, există așa ceva. Doar că, bineînțeles, dacă un kilogram de zahăr normal e 2 lei, kilogramul de zahăr din ăla e vreo 80 de lei. Wow! Băi, automat... Cu imbalanță, ce vrei. Păi da, dar bănuiesc că se simte un pic și la... la prețul total al produsului, nu? Da, nu prea calitate. Nu prea cumpără oamenii torturi, dar înțeleg... decât cei care se cunosc cu tot felul de probleme, diabetici în special, păi nu, da. Sau cei cu sală. Oamenii înțeleg ce asta, green sugar? Adică se simte, păi, și la gust? Fiecare, da. Nu, gustul nu-l schimbă absolut deloc față de ștevia clasică pe care o știm cu toții și care e mai accesibilă la preț. E, ștevia schimbă un pic și gustul, dar și textura prăjiturilor în general, a cremelor sau blaturilor. E, în schimb, green sugar-ul ăsta, acum nu fac niciun fel de reclamă nimănui, păstrează gustul intact și este unul la unul cu zahărul. Deci ca și cum ai folosi zahăr, doar că nu te îngrașă și nici nu te afectează, păi, la glicemie. Păi modalitate de a mânca pe nesăturate. Exact. Mamă, bun. Eu, zi. De vreun an și ceva mă tot gândesc cum ar fi să am un stomac extern, să tot mănânc, dar să se ducă acolo, știi? Te ca conectezi? Să nu mă îngras, o să mă umflu vreodată. Te conectezi. Bun, hai să ținem, te-am mințit puțin, am două întrebări pentru tine, adică pe care le știu deja, restul vin pe parcurs. Prima chestie, Elian, descrie-te într-un minut. Să mă descriu pe mine într-un minut. Sunt super energic, super pozitiv, îmi place să fiu pozitiv, îmi place să fiu înconjurat de oameni pozitivi. Tot timpul încerc să fiu și foarte creativ, atât în TikTok-uri, și în prăjituri, în torturi, în mâncare, în tot ceea ce fac. Ce să mai zic despre mine? Sunt eu și atât, și le mulțumesc tuturor oamenilor care mă urmăresc pe mine. Eu, nebunul Elian, care a apărut dintr-o dată pe TikTok și s-a legat el de Andreea Corb de la Oradea. Și uite așa, s-a creat această conexiune nebună pe TikTok. Și tot n-am aflat nimic despre tine. Cum te cheamă tot numele? Da. Nicușor Elian Miță. Stai să ghicesc, e zi de votare, ești, stai în București? Da. Deci nu te întreb cu cine ai votat. E ok. Nici nu am fost la votat, la vot, pentru că nu am avut timp. Domiciliu în București. Ok. Câți ani și atunci nu am vrut să fac turism electoral sau ceva. Frumos. Câți ani ai? Am 27 de ani. Par mai în vârstă, știu. Par mai tânăr. Hai că barba. 27 de ani. Elian, unde te-ai născut și crescut? M-am născut în Craiova, deci sunt oltean pur blood.
și am crescut până la 14 ani undeva lângă Craiova, într-un sat faimoasa Sadova, din Garcea și Oltenii. Hai, nu cred! Da, în Sadova am crescut până la 14 ani, acolo am făcut școala generală. Să știi că nu arată deloc, toată lumea mă întreabă, dar așa arată satul? N-are cum! Are un platou, un studio, un buftea probabil. Știm și noi asta, dar îți dai seama, oamenii sunt curioși. Da. După care am plecat la Reșița, unde am făcut liceul. După liceu am plecat la Timișoara și am făcut facultatea și masterul. Și după care am venit în București să fac tort. Glumesc. Am venit cu job în București și care așa s-a dus. Job-ul tău? Eu lucrez într-o clinică de estetică. Țâțe, fund, măi omule, dar buze. Nimic din ce îmi spui nu, parcă nu se pupă cu ce știu eu despre tine și cum te văd, ok. Da, lucrez într-o clinică acolo, în București de un an și jumătate lucrez la clinica aia, e foarte mișto, îmi place mult. Ok, bun, hai să ținem așa un fir frumos. Tu faci TikTok, toată lumea te știe de pe TikTok, faci YouTube? Nu, de mult mă chinui să fac un canal de YouTube. De ce nu? Abia mâine îmi vine și mie un ring light ca lumea. Vezi că nici n-am lumină cum trebuie. Da, e ok, ok pentru asta. Vreau să mă apuc să fac și un YouTube doar pentru că într-un mesaj sau într-un video de 60 de secunde pe TikTok nu pot să spun toată rețeta sau cum le fac. Și oamenii întreabă și la un moment dat se frustrează că bă, uite, ăla nu-mi zice nimic. Ce nesimțit e. Un cooking. Și atunci vlog, o să încerc să fac. Cum? Un scuze. Cooking vlog. Ceva de genul, da. Okay. Cum fac eu lucrurile? Te deranjează dacă fumez? Nu, nu că nu ajunge la mine în birou, să stai liniștit. Okay, okay. Băi, știi că în momentul de față, cred că nișa asta cooking pe YouTube, eu vorbesc din postura de un om care de vreo 2 luni jumate analizează YouTube-ul foarte mult. Și știu ce merge, știu ce prinde, ce toate nebunile. Dar nu mă lasă inima să fac toate nebunile. Bun. Cooking vlog-ul e underrated. Adică lumea îl caută. A început să fie extrem de căutat. Și mai ales că vine și perioada asta cu iarna. Cred că câteva rețete de-astea dulci și rețetele normale de Crăciun, cred că ar merge super bine. Plus că tu ai și... absolut convins. Iar cooking-ul va merge tot timpul pentru că mâncăm de 3 ori pe zi. Corect. Poate de 5 ori pe zi. Și automat... mulți dintre noi nu vrem să mâncăm același lucru și vrem să încercăm și alte chestii și alte chestii și da, cooking-ul va merge tot timpul. Spune-mi, te rog, cum te-ai apucat de TikTok. Mă interesează asta, vreau să... Dintr-o prostie m-am apucat de TikTok. Claudia 28 XO, dacă o știi de pe TikTok, este fata care se tot machiază, ea, așa? Ea este verișoara mea și ea și-a făcut pentru prima dată TikTok și era atât de fascinată că uite, mai am un pic și fac 2000 de followers și uite că am 5000 de vizualizări la videoclipul ăsta. Și mi-a însuflețit și mie ideea să fac și eu un TikTok și am început cu cățelul meu. Am început să postez TikTok-uri cu cățelul. Hei, stai un pic, am mai auzit treaba asta undeva. Unde? Andreea. Andreea Corm, a zis la fel, la fel. Ok. Da, e cel mai la îndemână, știi, și cel mai fluffy, cel mai cute, cel mai mișto. Corect. Am început cu cățelul și ușor, ușor am făcut o tranziție către TikTok-urile astea care mergeau în masă, și anume în care nu vorbeam sau nu mă afișam pe mine, ci doar puneam text pe ele și, nu știu, băgam culoare într-un ou și vorbeam sau, eu știu, făceam tot felul de prostii din astea care erau înțelese worldwide și mergeau din ce în ce în ce mai bine. Și după care am făcut, nu știu, nu-mi dau seama cum, am făcut tranziția prin care am început să vorbesc și eu și să mă arăt și pe mine și să arăt și ce fac eu. Deci și de acolo a venit așa ca ai un făcut calc. Practic câteva TikTok-uri mai multe fără să vorbești, fără ca lumea să știe, dar tu te afișai pe tine, persoana ta? Nu, deci cel mai faimos TikTok al meu nu este cu mine. Ok. Este cu o rolă de hârtie igienică. Și atât. Păi și ce făcea rolul aia? Am aruncat-o de pe balcon, dar am ținut-o de cap și ea s-a rostogolit până jos și a făcut vreo 25 de milioane de vizualizări. Atât.
Era exact în vremea când a început pandemia și hârtia igienică era căutată la nivel mondial, iar eu o aruncam de pe balcon. Și asta a prins foarte Bă, mult la algoritmul băiatule, bă. TikTok-ului, încât am fost din America, în Australia, peste tot. A făcut un conjurul globului video-ul ăla. Uite, eu încercam când am făcut chestia asta, așa mă gândeam, bă, dar care a fost ideea? Și de ce să facă 25 de milioane o hârtie igienică care cade așa de sus până... Da, și da, uite, da. Vezi, explicația simplă. Deci a fost ca și masca. Mască, hârtie igienică, au fost două chestii. Ok. Deci ai avut câteva corect TikTok-uri, ca asta era ideea, câteva TikTok-uri în care lumea nu te-a știut cum arăți, nu te-a știut cum vorbești, corect, n-a știut de corect tine. Știa numele Elian. Nu. Elian Miță. Bun. Nu, de fapt nici măcar nu era numele meu, era Ivy's Life, pentru că pe cățelușa mea o cheamă Ivy. Și era cumva Ivy's Life, Ivy's Life. Ok. Deci și asta vreau să zic, cum a reacționat lumea la tranziția asta, la, de la clipurile pe care erau obișnuiți să le vadă la tine, la tine, practic, ca persoană și cu voce? Eu în shorts, pentru că de fapt cred că așa am apărut prima dată și cumva a rămas imaginea mea. Dacă mi-aș da șapca jos și mi-aș pune un tricou, n-aș mai fi atât de recunoscibil sau cum corect, se zice. Corect, ok. Și cum a reacționat lumea? Măi, să știi că nu am simțit neapărat o... N-am simțit tranziția asta foarte, foarte clar și efectiv, pentru că n-am făcut-o. Nu mi-am setat lucrul ăla să zic, vai, de mâine încep să fac videouri doar cu mine. Nu, efectiv a venit by default, a curs, la fel și cu TikTok-ul ăsta, când mi-am făcut prima dată cont. Nu m-am gândit vreodată sau nu mi-am setat, băi, într-un an vreau să am 300.000 de followeri. Nu, nu, okay, absolut deloc. Sau nu m-am gândit că o să încep să fac 5 torturi pe zi. Absolut deloc. Efectiv a fost go with the flow și e cel mai mișto așa, pentru că te bucuri și nu ai niciun fel de așteptare. Dacă setezi niște așteptări, există de cele mai multe ori situația în care ești dezamăgit. Ești dezamăgit, dar nu e bine să lucrezi după goal, în general? Adică gen să-ți pui cel? Să știi că da, dar pentru mine, poate sunt eu mai zăpăcit, eu nu am goal-uri când vine vorba de TikTok sau când vine vorba de făcut torturi și small business-ul ăsta care s-a născut cumva din TikTok. Nu, nu am gol. Și cumva și mă gândeam dacă mâine s-ar închide TikTok în România, n-aș suferi. M-am bucurat de la maxim. Am scos the most out of it. Așa că asta e. Dacă mâine se închide, a fost o etapă. Bun. Cu zâmbetul pe buze, o luăm de la capăt. Ok, hai să vorbim tot despre treaba asta, dar ce vreau să te întreb e... Tu ai apărut la un moment dat și ai zis, uite, eu fac dulciuri, da? Eu nu fac doar, sau faci doar torturi? Faci... Măi, să știi că n-am făcut nici măcar un singur TikTok în care am spus efectiv, salut, eu sunt Elian și fac torturi, dacă vrei apelează la mine. Nu, asta mă refeream eu, nu, ajungem și acolo, mă refeream la faptul că oamenii știau de la început, gen, au știut la ce să uite, ce văd la tine. Adică tu prezinți numai content despre desert, despre making of, știi? Gen, cum faci chestiile alea și ce ți iese? E ups and downs. Am și eu momente în care sunt super creativ și fac 5 TikTok-uri într-o zi, dar după efectiv prefer să nu postez decât să postez ceva care calitate e făcut nu la cantitate. Da, și atunci mai postez și alte chestii pe lângă. Spre exemplu, acum când am fost în concediu, am postat și chestii de acolo. Aveau ele cumva treabă și cu mâncarea, dar și cu relaxarea cumva. Ce am considerat eu de cuvință că aș putea să postez, astfel încât să nu îi plictisesc toată ziua numai cu dulciu, ci le arăt și un pic din viața mea cumva. A creatorului. Ce mai fac eu? Ce mai fac eu pe eu lângă? Am văzut foarte multe TikTok-uri de la tine în care tu prezentai cumva gen comenzi, comenzi făcute deja sau primite, nu știu dacă ai făcut și cu primite ori încurc eu, dar comenzi în mare parte. Cum ai dat drumul la treaba asta? Cum ai intervenit? Să faci torturi la comandă. Torturi la comandă cumva, făceam de când stăteam în Timișoara, pentru că colegii de la muncă sau prietenii știau că eu fac tort pentru mine sau pentru familie și vedeau cum arată și așa, și am început să mă roage, băi, fă-mi și mie, te rog, unul, că uite, n-am timp și nu știu ce. Și așa am început să fac un tort azi, după aia am mai auzit nu știu cine, dar hai, te rog, fă-mi și mie, că a fost bună la care l-am mâncat acolo. Și deja cumva era o chestie din aia, știi, mi-era rușine să zic, băi, nu-ți fac.
Asta Și la am început să Ljubljana. fac 2, 3, 4, 5. Ok. Și când m-am mutat în București, am mers mai mult pe partea de cozonaci, pască, chestii din astea de Crăciun și Paște care merg în bulk 2 zile, stai zi noapte, nu dormi, le faci și după aia gata. Dar la fel și în București aveam colegi la lucru și în București am avut prieteni. Și iarăși a început așa, cât un pic, cât un pic. Dar când a venit pandemia și toată lumea s-a închis în casă și mi-a bubuit efectiv TikTok-ul că aveam, nu știu, 3 milioane de vizualizări pe zi sau ceva de genul. Deci Wow. Analytics-ul ăla o lua razna, ca să nu mai zic de followers câte mulți primeam. Și atunci lumea începea să mă întrebe în prima fază în comentarii pe TikTok, pentru că eu nici măcar nu-mi linkuisem un Instagram la profilul de TikTok, pentru că nu m-am Da. gândit acolo, ți-am zis. Și mă întrebau efectiv în comentarii, cum comand, de unde comand, ce se întâmplă? Și atunci am pus Instagram-ul legat acolo la TikTok și începea să mă întrebe lumea și în mesaje private, faci tortul la comandă, e ziua fetiței mele, te-am văzut pe TikTok, vreau un tort de la tine. Și uite așa au început să vină comenzi și le plăcea și le place în continuare foarte mult să vadă cum fac eu tortul și cum îl duc la ei acasă. Să vadă, să, nu știu, să-l posteze sau să le rămână amintire că eu într-adevăr am făcut tortul ăla și le-am dus Am lor. înțeles. Păi și de ce? Pentru că îl văd cumva ca și cu dedicație. Da, așa și este și încerc cât pot. Adică până acum asta s-a întâmplat, dar sper să reușesc de acum înainte. Personal mă duc cu tortul acolo, facem poze, Pe stau cu bune? copiii, ne jucăm un pic, le dau follow pe TikTok, inimioare, ne Da? jucăm și da. Pe asta le Wow. place cumva. Pe lângă tortul în sine, încerc să le dau și emoție și Da, să da. trăiesc alături de Elian, ei asta și e și o bună strategie de marketing, sincer. nu Vai! știu, Chiar nu dacă m-am nu, gândit la da, asta. nu, chiar dacă nu te-ai gândit, e felul tău de a fi cum, de exemplu, și eu am făcut chestia asta recent, la fel ca tine, mi-am deschis site de mărci, pe care îl și închid cu de curând, pentru că sunt niște probleme și trebuie să rezolvate. Dar am zis așa, băi, în București am livrat eu personal comenzile, știi? Și asta a determinat oamenii să comande și mai mult din București, ca să mă cunoască pe mine personal, să facem Exact. o poză, să mai stau la vorbă cu ei. Și vezi, e o strategie bună de marketing. Chiar dacă nu pleci pe imaginea asta, știi, pe ideea asta, bă, fac marketing, taci din gură că fac așa și așa și o să vrea lumea mai mult. Nu. Dar îți mai aduce aminte. Zi, zi. Eu le sunt super recunoscător oamenii că apelează la mine și au încredere în mine să fiu parte din aniversarea lor sau din bucuria lor sau Da, din mă, dar știi ce faci? evenimentul lor. Iartă-mă că faci artă. Hai să nu exagerăm. Băi, Să stai un nu pic. Băi, nu, exagerăm. de ce? Dar stai un pic. Ce e al tău, e al tău. Uite, eu mă uitam aseară, steam în pat după live, am făcut live aseară și vorbeam cu soția mea și zic, bă, uite, mâine îl am pe Elian și pe Claudischi și zice, dar cine sunt? Și zic, băi, sunt doi tipi de pe TikTok, probabil știi. Zice, cine? Zic, uite, primul e Elian, dar care? Și zic, băiatul cu torturile. Și zic, băiatul ăla cu torturile. Și care face torturi de alea cu frișcă și banane? Și zic, da, iar arătăm. Și am intrat la tine pe TikTok, băi, i-am dat telefonul și deși te știa, tot, știi, dădea să vadă acolo, că pui și thumbnail-urile alea de nebunește lumea când intră pe profil și te atrage să dai click. Și faptul cum le prezinți e super tare. Știi cum i-am zis și lui Andreea, intro-ul ăla al ei. Bună sunt Da. și aia te atrage. Așa și la tine. Faptul că stai un pic, că le dichisești un pic, știi? Da, Estetica îmi aia place să trebuie. le fac să arate cât de bine se Bun. poate. Îți mai ții Dar, minte prima comandă? Te-am da, întrebat. un tort cifră, prima comandă plătită, adică primii bani veniți în urma unui tort, a fost un tort cifră, cifra numărul 3 pentru o fetiță. Deci tortul ăla n-am cum să-l uit. Deci a fost un tort super mare, adică cât tava, gen atât, mare, Ok. mare, mare. Dar l-am făcut cu atât de mult drag și Dar a care, fost spune-ne, super. uite, spune-ne că oamenii probabil se întreabă treaba asta, spune-ne tot procesul. Vrei să ne spui tot procesul de facerea unui tort? La modul, nu cum îl faci tu, gen, că pui frișcă și de-alea, nu. Mă refer, uite, eu văd un TikTok de la tine astăzi, da? Eu, nu mă cunoști, nu te cunosc. Îmi place foarte mult, am o aniversare săptămâna viitoare, să spunem, da? Zici și mie tot procesul ăsta pe care trebuie să-l parcurg. Tu ca Urmăritor.
consumator de sfârșit, adică dacă vrei să comanzi de la Da, mine sau cum fac eu tot? Aha. Deci, în principiu, oamenii îmi scriu pe Instagram. Am încercat să rămân pe Instagram, dar din Instagram e linkuit și Facebook și îmi scriu efectiv acolo. E foarte important să știu când îl doresc, cât de mare trebuie să fie, dacă vor și livrare sau nu și ce le place mai mult. Tot ce fac eu este 100% personalizabil de către voi, de către oameni în general. Adică ești arhitectul propriului tău tort. Tu îmi spui ce-ți place, eu încerc să o bag așa într-un borcanel așa magit și vedem ce iasă. Iar oamenii îmi spun, băi, aș vrea ceva mai dulce, aș vrea ceva mai sărat, aș vrea ceva mai fresh. Și în funcție de asta încep să le arăt niște variante de torturi și mai ales de design. Pentru că până la urmă în design ne limităm, la interior tot aia punem. Dar Corect. cum vrem să arate la exterior? Și atunci ei încep să-mi trimită fie poze de pe internet sau fie poze din cele făcute de mine. Doar că eu nu lucrez cu acea pastă de zahăr, știi, care se face Mickey Mouse și torturile alea perfecte. Nu, am încercat, nu-mi place, mi se pare extrem de multă migăleală, plus că atunci când mănânci, aia nu prea o mănânci, că e pastă de aia. Și o arunci. Și nu Bun. fac din alea, nu mă Vrei simt să bine făcându-le mănânci pe aia. tot. Bun. Deci, practic, eu văd la tine, îți dau un mesaj, aș vrea și eu un tort, tu mă întrebi cu ce preferințele. Bun. Ai luat comanda. Da, Ce și se atunci încep întâmplă? să mă gândesc ce am nevoie pentru comanda asta, ce ingrediente îmi trebuie, iar pentru decorul ăla, cum l-aș face diferit? Pentru că am și oameni care comandă, nu știu, odată la 2 săptămâni îmi comandă un tort și îți dai seama că nu pot să merg cu același design de fiecare dată și Da. trebuie să încerc altul nou și altul nou și altul nou și altul nou. Și Ok. tot timpul mă și documentez pe YouTube, mă mai uit pe Google, să văd care sunt noile trenduri în decor și pe care le pot face eu, bineînțeles, că nu n-am făcut vreo școală sau vreun curs, să știu niște tehnici aparte, doar ce prind de pe YouTube. Mă asigur că am tot ce-mi trebuie și atunci îi dau drumul la treabă. Bineînțeles, totul se întâmplă înainte sau după job. Adică, fie la 5-6 dimineața, fie după 6 seara. Mem, lucrezi dimineața așa? Trebuie, da, mai ales dacă am livrare dimineața, gen la 8 dimineața, sau pentru că mulți dintre ei vor să taie tortul la 11, la 12, la 1, 2, numai că eu nu pot să-l livrez exact atunci pentru că sunt la job. Da. Și atunci merg dimineața înainte de job și livrez, după care merg la job și pentru că Mem. vreau să fie totul fresh, le fac în dimineața respectivă, Deci înainte de totul job. practic faci în aceeași zi? Da. Și dacă ai Depinde două, de. trei comenzi în aceeași zi? Le fac cu o zi înainte, dar nu le și ornez. Le las în frigider, montate, și după aia doar mă apuc de decorat. Ok. Deci ok. Dar doar când am mai multe în acea zi, pentru că altfel n-aș avea cum, pentru că am un singur cuptor și. și încap două blaturi în el. Iar dacă am 5 torturi, fă un calcul. Câte blaturi Da. îmi trebuie, stau jumătate de zi să coc. Știi ce mă fascinează pe mine? Lucrez singur. Lucrez și singur, dar am și un coleg de apartament, de casă, care mă ajută. A, Și deci te atunci ajută. mă ajută, da, când știu că nu mai pot, el având work from home, îi zic, fă și tu, te rog, 3 blaturi de vanilie. Hai, lasă-mă în pace, ziar mă cu din asta, zic, hai, te rog, că nu am timp. Deci, Dă-mi doi băieți rețeta. fac torturi. Cumva, da, cumva, da, pentru că nu știu încă dacă să merg în direcția de business sau Asta voiam să te întreb pe parcurs, urma. Cum, care, că ce planuri ai cu treaba asta? Că bănuiesc că se vede pe tine că muncești și ai destul de multe comenzi. Practic tu deja da. faci un business, dar practic nedeclarat, să zicem. Da, este un business nedeclarat, clar. Da, sunt super mulțumiți, am spus, le mulțumesc tuturor care comandă Păi la și nu mine te-ai gândit torturi. să faci ceva? Nu numai eu, toată lumea din jurul meu se gândește ca eu să fac ceva și se Da. așteaptă ca eu să fac ceva, dar deocamdată nu m-am gândit în direcția aia. Nu știu dacă, mutând totul către un business mai mare, oficial, cu firmă, cu casă de marcat, cu Da. tot ce trebuie, să nu pierd din acel ceva. Știi? Să nu mai fiu eu, Ești să fie precaut. o industrie.
Ești Și precaut. atunci n-aș mai fi prezent la toate petrecerile să duc eu tortul personal, pentru că n-aș mai putea. Da, se Dar poate și gândind să nu business, nu faci. e ok. Dar mă gândesc cum mi-ar fi mie mai bine. Și deocamdată, cel mai bine mi este așa. Tot timpul cer oamenilor să facă comanda cu cât mai mult timp înainte, ca să încerc să nu mă aglomere și să-i acord fiecărui tort suficient timp astfel încât să iasă bine, să fie ornat frumos. Pentru că dacă fac 5 la repezeală într-o oră, nu o să fiu mulțumit de niciunul și nu o să mă simt nici eu bine că, cu ce am făcut. Și atunci îmi pierde și mie cheful de a mai face. Ți s-a întâmplat vreodată să, nu știu, să refuzi o comandă? Ho, 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 da, multe. De ce? Multe. Pentru că nu pot efectiv să duc atât de multe. Încerc, m-am gândit și la varianta în care sunt multe cofetării în București care nu merg. Deci le-am urmărit și, într-adevăr, eu iarăși trebuie să le mulțumesc oamenilor pentru că am o oportunitate fantastică de a produce bani până la urmă, Da. pentru că businessurile pentru asta se fac. Am oportunitatea asta și am multe comenzi din partea lor pe care nu le produce. În schimb, alții care had the balls ca să facă o clădire, să facă așa o frumos, o cofetărie unde oamenii să intre să cumpere, nu au clienți și sunt goale. Și mă gândesc la varianta în care să fac așa un mărci și ce nu pot eu să fac, să direcționez către altcineva să preia cumva, dar nu știu, încă n-am dus-o la Nu capăt cred că o foarte să bine. fie o idee bună, sincer. Mă rog, tu știi cel mai bine, e părere din Nu afară. știu. Mă Pentru simt că... aiurea că trebuie să-i refuz, dar efectiv, dacă aș lua mai mult decât știu că pot duce, cresc șansele să nu iasă ce trebuie. Și Corect. atunci stau în safe side. Cantitate, calitate, nu cantitate. Bun, Asta încerc eu spune-ne să fac. o fază, dacă ai în cap acum o fază haioasă despre comandă ceva. Mă, haioase nu Nu sunt. știu, ce ți Sunt s-a numai cu întâmplat așa stres. cel mai... Ce ți-a rămas ție în cap a fost cea mai ciudată, na? Fază legată de o comandă. Că livrez la 12:01 noaptea în București, deja pentru mine nu mai e haios, știi? Asta ar fi o chestie, că la ora aia când lumea doarme și sforă, eu livrez tortul prin București. Ok. Sau, în general, lucrurile nu prea sunt haioase, decât atunci când mergem la copii și ei se pitesc după părinții lor, că a venit pe bune aici, Ah. băiatul de pe TikTok aici, pentru că ei încearcă cumva să le facă și o surpriză. Adică nu le Ah, spune de unde o ok. să vină tortul, și doar le spun, a venit tortul, haideți afară. Și atunci când mă văd, Stai așa, se gen. sperie că sunt micuț, 8, 10 ani, 12 ani, cam pe aici. Corect, corect. Bun. Deci am vorbit despre treaba asta, am vorbit despre torturi, am vorbit despre activitatea ta pe TikTok. Acum vreau să-ți mai pun o întrebare, pentru că mi-ai spus că lucrezi la îmbunătățirea corpului, corect? Corect, sub o formă sau alta. Așa. Ce faci mai exact acolo? Adică care e rolul tău? Tu ești omul care face sau ești asistent ceva? A. Nu sunt prieten cu acele, nu-mi place să le văd când intră în piele sau așa. Manageriesc A. o echipă de oameni care face asta. A. Am înțeles, ok. Am crezut că te ocupi direct cu treaba asta, pentru că voiam să te întreb dacă de acolo ai ceva să ne zici foarte, foarte haios sau ciudat despre vreun client, fără să dai nume sau ceva, să fi văzut. Sunt mulți și multe care vor tot felul de proceduri din astea mai ciudate, îți dai seama, de la subțieri de gambe, că îi se pare că are gamba prea mare, dacă există așa ceva, sau, nu știu, topirea grăsimii din jurul genunchilor, știi, de la rotulă de Da, acolo, da, grăsimea inestetică, na, aia se topit. Sau mai da. sunt băieți care sună și care vor micșorare de penis, la mișto, îți dai seama. Mă, pe bune? Da, pe bune, sau să nu mai Micșorare? Eu zic n-am că auzit niciodată așa ceva. da, se face, dar noi la clinică nu facem micșorare, facem doar mărire. De ce Da, mă așteptam și să... eu la început când m-am angajat la clinica asta, când mi-era așa un pic jenă de întrebările astea de proceduri genitale. Avem și pentru băieți și pentru fete, lucrăm și în zona aia. Dar în timp atât de mult mi-am intrat în mână încât vorbesc cu pacienți despre mărire, despre vagin, Da, despre super. ideea e că trebuie să fii profesionist.
Corect? Da. Și ei sunt, adică marea majoritatea lor sunt. Atunci când vin la noi, vin că au o problemă pe care vor să și o rezolve. Și atunci încercăm să le o rezolvăm. Dar mai sunt și genul ăla de oameni care, nu știu, trimit după 12-1 noaptea, intră voicemail-ul la centrală dacă sună cineva. Da. Și ei încep să vorbească porcos sau, nu știu, recent, cel mai recent a fost un om care, un tip, un băiat, habar n-am, care câteva nopți la rând ne lăsa mesaje vocale în timp ce se masturba și făcea tot felul de sunete din astea tâmpite. Și până la urmă i-am blocat numărul ca să nu ne mai poată suna sub nicio formă. Dar era fun dimineața să începem să ascultăm mesajele de peste noapte Mamă, dar care-i și rostul? să... Cum? Care-i rostul? Asta vreau să zic. Nu știu, dar deja a devenit așa un normal să se întâmple și lucrurile Bun. astea. Deci, practic, tu muncești extrem de mult. Munca ta, munca pe lângă, cu torturile. Mai ai timp și pentru tine? O oră pe zi încerc să-mi fac timp și pentru mine și să merg la sală. Atât, să mă relaxez un pic acolo. Ok, și reușești? Da, reușesc. Să știi că mă ajută foarte mult să mă strâng, să transpir și ca să dau energia de la job afară și după aceea când vin acasă încep să fac torturi. De Ah, obicei, ok, deci nu ești obosit. ajung acasă pe la 6, de la 6 la 9 pregătesc torturi ce am de făcut, merg la sală și când mă întorc de la sală, iar până la 12-1 mai continuu să fac Mamă, și a torturi. doua zi din nou. A doua zi din nou, da. Mamă. Depinde. Sunt zile în care am 5 pe zi, după aia 2 zile în care nu am nimic, după aia încă o zi cu 3 și Ok, tot așa. bun. Mai ești, consum TikTok în momentul de față? Oh, Stai pe el? ho, ho. Foarte mult. Stau pe TikTok, uite, și în concediu acum. Cred că 4 ore pe zi eram pe TikTok, dacă nu mai Mamă. bine. Bun. Efectiv, mă uitam pe Ce TikTok. urmărește Elian pe TikTok? Mă urmăresc foarte puțin oameni gen. Sunt în special copilașii care au comandat Da. tort. Dar dacă vrei să facem așa o... Cum se numește? Mi-a făcut algoritmul Da. TikTok-ul și mi-arată chestii de care sunt eu interesat. Bineînțeles că torturi. La al treilea swipe up îmi apare un tort. Cum se Ok. Mai sunt montează sau oameni care chestii de fac genul. chestii de genul? Enorm de mult. Și alea, o să-ți arăt la un moment dat, o să-ți trimit. Acolo, alea sunt masterpiece. Niște torturi perfecte, cap-coadă, pe care nici nu-ți vine să le mănânci la cât de frumoase sunt. Poate cumva acolo aș vrea să ajung dacă vrei să vorbim de goals. Ah, Dar până ok. acolo trăiesc în prezent, e bine așa. Și mi-apar clasicii noștri, Charlie, Noah. Clasicii noștri! Tu Păi ce... apar oriunde ei, deci n-ai cum să scapi de ei. Da, Și clasicii noștri din România, bineînțeles, Luis, Marius Elisei și ceilalți care sunt mulți și cu cine acum ai încă. Și colaborat Andreea din... Corb, bineînțeles. Cu cine ai colaborat din România? Cu cine aș Ai colabora? colaborat, dacă ai colaborat cu cineva. Ah, dacă am colaborat. Efectiv, ca TikToker, sincer, nu mi-amintesc să fiu. Ah, cu Ilona, George Ilona, tipul care face pe cărți. Da. M-a desenat pe carte, mi-a colaborat, da, m-a desenat și am ținut legătura ca să-mi trimită cartea, am făcut un TikTok când Ah, am ok. Deci nu ai primit-o. făcut practic nicio colaborare, practic. Să te vezi cu cineva, să faceți un TikTok împreună. Nu, dar știi care e prima persoană care, dacă se va întâmpla să fie aia. Andreea! Băi, mi-a povestit și Andreea despre tine, să știi. Sunteți super, super oameni pentru că vă înțelegeți foarte bine. Din ce mi-a zis ea, acum, na, tu știi și mai multe. Dar a vorbit foarte frumos de tine, să știi. Dacă îți vine să crezi, noi nu avem WhatsApp-ul unul altuia sau ceva. Deci doar pe Instagram mai vorbim scurt. În schimb, avem chimia aia din videouri în care Da. vorbim prin videouri de pe Mi-a TikTok. povestit povestea acelui TikTok când ai zis tu cu tortul, cu plecatul, Doamne. Da, De, eu, da, eu îl da, da. văzusem, știi, și a fost super ciudat să-mi le explice, iar. Că și eu sunt consumator, dar eu cred că bat câteodată 4 ore pe zi. Adică eu am momente în care la baie stau foarte mult, gen cel puțin 45 de Da, minute, o până oră. ți amorțesc picioarele. Lasă pe toaletă, eu vorbesc de cadă, corect, până mi-am amortizat picioarele. Ah, Și în cadă ok. și acolo, la mine doar mă joc Clash Royale sau TikTok. Și de multe ori TikTok. Când mănânc, nu pot să mănânc fără telefon pentru că mănânc foarte repede și mi se face rău. Și automat telefonul și mai uit un pic de mâncare, mai tot așa.
Iar când stau în pat, când stau între live-uri, nu știu, tot TikTok. Și sunt sătul de-ai noștri, dar nu de-ai noștri de ai zis tu mai devreme. Și nu știu, de ghe, de ce mai era? Deja sunt și ei, apar și ei acum, n-ai ce să-i faci. Da, mă, se tot promovează, dar sunt, eu sunt fan, că ai adus în discuție, eu sunt fan Charlie, îți place Charlie? Nu atât de mult ea în sine, ci apreciez, nu știu cum, sincer, nu știu cum, a ajuns la nivelul ăla, adică e super talentată, dansatoare, dar să faci 3 mișcări poate din mâini sau să nu miști nimic într-un video și să ai 3 milioane de like-uri, inimi din alea. Nu știu cum o indexează TikTok-ul, cum o bagă TikTok-ul peste tot, nu știu, dar bravo ei. Bă, da, și n-am înțeles eu niciodată, că tot venim vorba de treaba asta, am înțeles că s-a băgat monetizarea și în România, e adevărat? Poți să repeți? Zic că tot să vorbește de treaba asta, am auzit că în România s-a băgat monetizarea, e adevărat? România nu știu, sincer nu știu. Pauză, anunțat de câte știu eu nu, pentru că altfel apărea la toată lumea. De vreo două săptămâni, cred. Nu știu, în UK știu că este și în US. Ah. Ok. Legat de treaba asta, băi, ea chiar face extrem de mulți bani așa cu TikTok-urile alea? Absolut. Băi, absolut. Am auzit o sumă de mai rămas capul pateu, 30.000 de euro pe un TikTok? Da, e ca la Instagram, spre exemplu. Cât ia Ronaldo pentru o postare pe Instagram? Păi da, dar îl pune cineva să facă ăla pe Instagram. Nu, aici nu vorbim de plasare de produse sau reclamă cuiva. Ci efectiv platforma te plătește ca să postezi pentru că oamenii sunt interesați de ce vrei, de ce faci tu. Ajungi la nivelul ăla, nu? Când... O să ajungi și tu acolo. Man, sunt 100% sigur. Eu sunt foarte curios de fel și oamenii mei la fel sunt curioși și ei. Uite, de exemplu, pe mine mă interesa, legat de torturi, care este cea mai mare comandă a ta? Cea mai și cea mai mare, te referi la ca tort. Și greutatea corpului, a corpului, a tortului, a tortului. Da. Cred că am avut un tort de vreo 8-9 kg, cred că a avut. A fost un tort pe 3 etaje. Și să faci tort pe 3 etaje? Uh-huh. A fost pentru un majorat și l-am făcut pe 3 etaje. Dar încă un lucru foarte interesant e... Că torturile mele nu sunt ca cele din comerț la modul că sunt super ușoare și flu-flu. Blaturile mele nu sunt pufoase, ci sunt umede, dense, iar cremele mele nu sunt cu afunător și altele, ci e cremă clasică care este densă. Și atunci torturile mele sunt grele. Chiar dacă e un tort așa micuț, e greu, are 2 kg, 3 kg. Și atunci tortul ăla așa mare a avut vreo 8-9 kg. Sincer, nici nu l-am pus pe cântar pentru că mi-era foarte greu să-l iau din frigider și să-l și mut. Și cum l-ai dus? L-am montat direct acolo, la locație. Știi? Am mers cu tortul bucățele și acolo l-am montat, i-am pus decorul. Pentru că acum ai văzut, se poartă în general torturile alea naked, care nu prea ai mult de lucru la... Nu cunosc, deci explică-mi. Adică în designul tortului de exterior vezi și blatul. Prin stratul ăla subțire de cremă se vede și blatul. Și atunci ăla e destul de simplu de făcut, doar montatul. Ok, 8-9 kg. Bun, îți spune spatele. Dacă ai pune gen tort peste tort, s-ar fleci ăla de la bază. Da. Și atunci trebuie să pui niște bețe în mijlocul tortului și când îl pui pe celălalt deasupra, bețele la susțin. Și nu se flecește sub nicio formă. E, acolo e un pic de muncă, că trebuie să-l pui drept, să nu ia într-o parte, dar în rest, mi-mi place să fac torturi de genul supraetajate, mi se pare că sunt cele mai mișto, alea sunt torturi în adevăratul sens al cuvântului, de asta cumva încerc să fac și torturile mele super înalte, cât mai înalte, cât de înalt se poate. Okay. Că nici nu-mi intră în cutie, deci trebuie să dau comanda de cutii speciale să aibă vreo 20 de centimetri înălțime ca să stea tortul cum trebuie. Mam. Ah, da, stai că uite, vezi, lumea nu-mi prea așa seama, dar tu practic trebuie să-ți comanzi foarte multe chestii pe lângă alimentele pe care le folosești pentru... Mă rog, da, să intru aici o etapă, să știi că m-am plimbat mult prin București să caut
ceva ce să mă ajute. Am încercat în prima fază în online, să dau comandă online, dar au fost situații în care mi-au venit și după 2 săptămâni, pentru că ei dacă nu au pe stoc, nu prea se pun să sune cumpărătorul, vezi că nu avem, îți dăm peste 2 săptămâni, Da. nu. Și atunci am început să umblu prin București, să caut ambalaje profesionale Ce ai și găsit? într-un final, am găsit într-un final, dar e abia în sector 2 în partea cealaltă La mine aici. și așa. Lângă. Și au și un program foarte aiurea, la modul că încep la 9 și închid la 16. Și eu sunt la lucru perioada aia, n-am cum să mă Trebuie duc. să te învoiești. M-am învoit, să știi. Am plecat mai Păi. devreme de la lucru ca să mă duc să-mi iau și mi-am luat mai multe din fiecare ca să am cutii și suporturi de tort de mai multe Bun. dimensiuni și feluri. Ai zis 8-9 kg, cea mai mare comandă făcută de tine, Da. ca virgulă kilogram. Care e cea mai complexă comandă făcută de tine? Cea mai complexă, aș putea zic, 2 torturi care iarăși mi le-au cerut, deci urmează câteva zile interesante. Un tort este cu pere. Are în el pere, efectiv pere caramelizate, aia e ok, se face ok, dar are pere și la exterior. Și este un proces mai îndelungat, pentru că trebuie să tai para subțire de sus până jos, să o pun pe o foaie din aia de cob, să-i dau cu un pic de... Sunt niște bombonele colorate pe care dacă le spargi, le pui pe felia aia de Iam. pară și trebuie să le lași la cuptor la o temperatură mică câteva ore până bomboana se topește, intră în pară și para se usucă, dar s-a gurat apă deja. Și atunci vine ca un crisp, ca un chips de pere. E, și culorile alea vin și îmbracă tortul pe exterior, fiecare feliuță de Și tu pară încă spui că pe tu nu ai exterior. școală. Nu am, m-am uitat și eu pe internet. Sau Bă. mai este tortul geode, așa se numește el, care după ce l-ai făcut, tai o feliuță așa cumva din el și începi să umpli tortul cu niște bomboane transparente, să pară că sunt niște cuarți sau cum se numesc ăia. Ceva de genul, da. Și îl pictezi după ce pui toate bombonelele, îl pictezi, îl desenezi astfel încât să iasă bine. Astea sunt torturi complexe care durează foarte mult. Poate să dureze și 2 ore, 2 zile cel geode. Bun, deci asta era exact întrebarea. Care a fost cea mai complexă sau cel mai mult, la cât ai lucrat cel mai mult la un tort? Două zile. Pentru că am avut de făcut și o inimă la geode ăla din bucăți mici de bomboane. Deci trebuia să iau bomboanele, să le sparg și Mamă. după aia cu o pensetă să iau bucățele Mi-ai mici de făcut și bomboane, poftă, să dar le mă și bag un mir. pic de Da. zahăr topit și să încerc să lipesc să fac o inimă din ele. Deci e muncă de chinez, dar mi-a plăcut, pentru că altfel nu l-aș fi luat. A fost cumva ideea mea, eu am propus-o omului, băi, vrei să-ți fac tort din ăsta? Că vreau să-l încerc să-l fac, dar nu aveam cui. Și atunci și de obicei mai fac lucruri de astea. Când vreau să încerc ceva nou și am o comandă, zic, n-ai vrea să-ți fac așa? Și atunci încerc să fac și eu ceva nou și... Dacă omul își Cum? dorește, faci. Ce pot? Băi, e incredibil. Deci, eu nu credeam că e așa de multă muncă. Bine, eu am făcut o prăjitură, știi că eu sunt pasionat, și eu sunt pasionat, vorbeam cu Andreea de treaba asta, de găteală, nu de dulciuri. Dar eu fac tot felul de, uite, de exemplu, în ultimul timp am axat foarte mult pe pipote cu ficăței și inimi la ceaun sau, mă rog, înăbușite așa, nu neapărat la la oală, știi? La foc și am testat foc, gen foc de lemne, foc de aragaz, cum ar fi. După aia am Cărbune. cărbune, și tot încerc, am mai adăugat un ingredient, am pus mai mult de la, mai mult de la. Și am ajuns în final, am pornit de la clasica, că așa am căutat și eu pe internet. Mă, cum să fac pipotele cu ficăței și inimile? Cum? Cu puțină ceapă cărită, ele, apă, piper, sare și gata. Și am ajuns la, nu știu, de exemplu, aseară am făcut cu, aseară, da, aseară, cu ciuperci trase la tigaie separat, cu puțin, Vin nu i-am pus încă alcool, n-am ajuns încă la etapa aia. Cu sau puțin, must? mamă, m-a omorât, lasă-mă.
Lasă-mă, că știi cum am fost? Am tras 7 reprize. Nu, am băut un pahar de la mare, mă. Da, s-a meritat. Băi, nu compar, mă, mustul. Stai. Era suc de struguri, nu neapărat must sau suc de struguri, cam bine, tot aia e, depinde de perioada în care stă. Dar mi-a dăunat foarte mult mustul. Băieți și fete, pentru ce nu știe despre ce vorbim, eu am fost la cules sâmbătă și am povestit lui Elian și el mi-a zis direct, a, bagă must! Băi, bag, dar dacă bag must o să am probleme cu ieșitul. De fapt, nu o să am probleme cu ieșitul, o să ies prea repede. Și așa s-a și întâmplat. Și am stat ieri. Deși, da, bun. Ziceai de Ceaun, cred că tu ești mare fan și Gulaș, așa e? Dacă îți Nu. plac chestii la Ceaun, nu? Nu, 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 nu. De Dar ce? e gulaș sau e guiaș? Noi în Nu știu. română îi zicem Gulaș, nu? Adică Nu, de nu-i ce? dăm. Pentru că e de la frații noștri de peste Prut, care de peste Prut, de peste partea asta altă de țară, care nu prea. Știi ce am putea să facem? Pentru că nu am văzut în TikTok-urile ei să facă Gulaș, Andreea Corb, așa că Andreea, dacă mă auzi, ar fi un challenge foarte interesant să ne arăți tu, stând acolo în Oradea și fiind foarte aproape de cei care fac, să ne arăți Bro. și nouă cum se face un gulaș ca la mama lui. Ia să te vedem, Andreea. Pune brațele alea la lucru. Ok, un Exact, challenge frumos. exact. Băi, ar fi o idee, să știi. Am încercat odată să fac, ce-i drept, nu mă înferez, dar nici nu mi-a ieșit. Băi, mie îmi place foarte mult reacția omului când mănâncă, știi? Eu sunt mândru de ceea ce fac, dar mă și plâng când muncesc, știi? Adică, mă, uite cât am de făcut, uite cât taie ceapa și taie și ingredientele și. Deci, nu știu, am făcut și eu, uite, legat de pere, cea mai grea, printre cele mai grele rețete făcute de mine, am făcut două. Pere în sos de vin roșu. Eu nu am înțeles. Poate oamenilor li se pare ce, mă, aia e ușor. Băi, eu nu am înțeles, dar gustul. Dar faptul că m-am apucat eu de acea rețetă m-a lăsat mască, știi? Deci, nu. Bă, cum să fac pere în sos de vin roșu? Și a doua. A, spune. N-am mâncat niciodată, dar Încearcă. acum m-ai făcut foarte curios. Încearcă. Și a doua este cartofi evantai. A, ăia care-i tai super. Și bagi între ei și trebuie să. Aha. Bă, deci trebuie să nimerești Aha. cuptorul, trebuie să. Bă. Deci nu, am muncit super mult și primul feedback a fost că am făcut la socrii mei acasă, știi? Și socră-miu cu mine, el băiat bun. A, păi ăsta nu-i făcut bine cartoful ăsta. Bă, și eu lăsasem și mi-am stors creierii acolo, știi? Astea sunt între cele mai grele pe care le-am făcut. În schimb, am făcut tot felul de. Și tot ce gătesc bunicii, mamele noastre și când găteau când eram mic, eu am gătit și eu. Și mama mea e bucătar, adică. Dar nu vorbesc cu ea. Nu vorbesc cu Ah. ea. Adică nu că nu avem o relație. Avem o relație bună, dar nu vorbesc cu ea legat de mâncare. Rar să o întreb. Auzi, dar n-am ingredientul ăla, s-ar putea să-l fac cu altceva? Nu. Dar le și încropesc. Adică mă bag la creație, cum zice un prieten al meu de pe TikTok, de pe Asta e YouTube. cel mai bine să faci. Deci, asta le spun și eu copiilor de pe TikTok. Băi, mergeți în bucătărie și încercați. Încercați orice, pentru că dacă faceți cu mâinile voastre, va ieși cel mai gustos ever. Exact. Și nu te Puneți mâna aștepți. și faceți. Mă și bate gândul să mă duc la o emisiune. Uite, tu te-ai gândit la treaba asta, să te duci la o emisiune? Nu, dar nu. Deocamdată nu mă simt pregătit De ce? pentru o emisiune. Dar ce, mă, trebuie să te simți pregătit? Trebuie să încerci. Nu știu să tai ceapa. Adică. Ah, păi nu, dar bine, da, că tot că tu ești cu torturile. Mi-aduc aminte acum că era Masterchef, cred că era pe ProTV și a pus prima probă să taie ceapa super, super fină, nu știu ce. A ieșit din prima oară. M-ai descurajat. Păi stai, mă, unde era de gătești ăla și la cuțite? Acolo cred că m-aș duce. Că eu gătesc eu cum știu eu, le pun în farfurie și ei gustă și bă, e bună, nu e bună. Știi, cam așa. Dar trebuie cu plating, trebuie cu. Plating, da, Hai, plating. mă, Știi ce am gătit și ce am mâncat-o chiar înainte să încep acest live cu tine? Am făcut supă de pui cu găluște. Urăsc găluște. Deci, mie mi se pare că sunt atât de ca la loto cu găluștele. Mie îmi plac foarte mult. Și chiar am și postat. Băi, deci nu. Urăsc să fac găluște.
Și eu, dacă mă apucă pofta aia mare, și azi m-a apucat și am zis că trebuie neapărat să fac. Și am făcut. Și mi-au și ieșit de data asta. Deci chiar mi-au ieșit. Deci urăsc găluștele pentru că îmi place să le mănânc, dar nu prea le am cu făcutul lor și îmi dau bătăi de cap și tocmai de asta. Da, trebuie după ochi să le faci. După ochi. Bun. Băi, stai un pic că, deci am vorbit, ne-am luat așa noi și am uitat eu ce voiam să te întreb. Ai avut vreun beef pe TikTok? Nu. Nimeni? No. Te-a lăsat toată lumea în pace? Bif? Adică te referi la bifă sau la ce Nu bif? bif, un bif dacă te-ai certat, dacă cineva a vrut să te certe, să certe cu tine. Nu, 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 nu. Deci chiar nu am avut niciodată cu nimeni. Bine, mai văd cu un comentariu răutăcios acolo, că de, Ba dar chiar, ai comentarii negative? 1%, 99% sunt de bine și Bun. 1% se Și trezește ăla să fie rău. 1% despre ce e vorba? Că doar torturile alea știu să le fac. Cam asta e cel mai des. Doar tortul ăsta știi să-l faci? Ei, și eu încercam să le explic oamenilor că, măi, eu încerc să fac și mai multe și explorez în fiecare zi. Dar dacă tu îmi ceri să-ți dau un tort Kinder, aș putea să-ți livrez un alt tort, știi, ca Nu. să-ți arăt că știu să fac și altceva. Corect. Știi? Încerc să le explici oamenilor că tu faci practic ceea ce se cere, ce se cere omul. Corect, ce vor ei, eu asta fac. Și atunci, pentru că le place atât de mult cum arată, spre exemplu, tortul Kinder sau un tort cifră, astea sunt în masă și se cer foarte mult. Și atunci le arăt pe alea și ei, băi, dar tu numai pe asta știi să le faci, mă. Mă, dar până la urmă trebuie să îi înțelegi și pe ei, practic. Nu Dar știu. înțeleg, tocmai de asta, nu mă afectează sau nu mă supăr în vreun fel, din contră, le dau și like la comentariu și le și răspund acolo, adică n-am niciun fel M-am de murdărit de ciocolată, ranchiună sau chestii de genul. nu cred că e întâmplător. M-am murdărit de ciocolată. Păi, tu mâncai, ai mâncat Nu ciocolată n-am mâncat înainte? ciocolată, dar am avut un ecler aici și l-am mâncat, aia e faza. Și eu am ciocolată pe mine. Ok. Băi, nu, că am A început. curs fără să-ți dai seama. Nu știu, în ultimul timp am început foarte mult să mă gândesc cu exista karma asta. N-am crezut până acum. Sau chestia asta, nu știu, nu mai cred în chestii întâmplătoare. De exemplu, am fost undeva să beau o cafea recent și eu niciodată în viața mea nu am cerut la acolo unde am băut cafea, șervețel. Niciodată. Nu se cere șervețel, de obicei. Prima dată în viața mea când am luat cafeaua și am cerut șervețel. Prima dată în viața mea când am ajuns la masă și am vărsat cafeaua jumate pe mâna mea și a trebuit să folosesc șervețelul. Chestii de genul, știi? Sau la modul că, uite, am vorbit astăzi cu tine. Băi, Elian, mamă, cum ar fi să... Bine, stai să nu zic ceva. Cum ar fi să se ridice mănușa aia de acolo și să o găsești în afara casei, să nu se mute deloc, știi? Și mâine să se întâmple exact aceeași chestie. Deci, nu știu, a început în ultimul timp exact de la fel să se întâmple și în YouTube. Am pățit o chestie, mi-a zis-o cineva pe live aseară. Am căutat un om care să-mi facă designul mășilor, știi? Personalizate. Și am găsit un om care, inițial, discuția a pornit așa. Ea foarte nemulțumită că nu prea găsește oameni cu care să lucreze paroliști. Știi? Și eu la fel. Bă, frate, uite, niciunul nu am găsit, știi? Uite, foarte bine că ne-am găsit, lucrăm amândoi, zic, uite, eu sunt un om care zice pe față, exact, nu m-am ferit, nu vreau să zic că fac 20.000 de mășini, fac 10.000 și tot așa. Și fata aia am vorbit, m-a ținut jumătate de oră, a cerut toate detaliile despre YouTube-ul meu, ce vând eu, cum arată, toate nebunile astea, deși ea nu trebuia să înceară toate alea. Și a rămas așa, să-mi dea mie un model după care să lucrez eu cu artistul meu, un model standard, și nu mi-a trimis modelul standard pentru că nu l-avea și mi-a făcut un paint desenat cu mâna ei care se vedea, știi? Artistul când a văzut, a zis așa, ați făcut în paint și zic, bă, na, aia e. Și după aia mi-a zis și ea, da, domne, zice, l-am făcut repede, lucrează și tot, după asta să le dau eu zilele viitoare. Am sunat-o luni, marți, miercuri, n-a răspuns la telefon. Și astăzi a venit prietenul care mi-a recomandat-o al ei și mi-a spus că a intrat cu mașina în tren. What the fuck? Și pe bune. Adică cu poză, cu tot. Ea e bine.
Dar mașina e pateu și era un Mercedes de vreo 40.000 de euro. Din vina ei. Îți dai seama ce înseamnă asta, nu? Ce mai fac? Vezi? Adică la modul ăsta mi se întâmplă tot chestii, tot felul de chestii astea și nu pot să înțeleg de unde vin. Să știi că mai povestea și un coleg la lucru la fel, că i-a scris unui prieten de-a lui de foarte mult timp să-l întrebe, băi, ce drag de telescop să-mi iau, dăm și mie un, nu știu ce, un sfat. Și zice, răspunde și zice, sunt prietena lui, Xulescu a murit acum 3 săptămâni. Oh, oh, oh. Îți dai seama ce aiurea sunt chestiile astea. Când se întâmplă ele așa. Păi și stai un pic așa, a răspuns pe telefonul lui? Da, păi se pare că ea a rămas în continuare logată sau a preluat telefonul lui și... Da, mă, nu știu. Am foarte mult dispreț pentru oameni care nu sunt paroliști, pentru că oamenii care nu-și asumă o mare parte și încerc totuși să nu mă schimb și eu intrând în lumea asta online și aici cred că putem să vorbim suntem amândoi pe același subiect, tu ești un pic mai avansat ca mine pentru că ai cunoscut, deja ai o cifră mai mare și cifrele, deși nu am vrea, ne definesc în ultimul timp pe unii dintre noi. La modul că cu cât ești mai mare, cu atât ești mai băgat în seamă. Eu am observat treaba asta. Deci eu am dat mesaje și vorbeam cu oameni și urmăream oameni de la 500, de la 1000 de abonați. Nu eram băgat în seamă. Când am început să cresc și am început să am un impact, să vorbesc cu anumiți oameni, să mă afișez cu anumiți oameni, au venit și ăia. Și urăsc treaba asta. De ce? De ce ar trebui să fie treaba asta? De ce? Uai, dar știi că și eu acum mă simt într-un fel, cumva, pentru că m-au contactat cei de la Global Records. Siguranță știi. Dar nu doar pe mine, au contactat în masă la un moment dat, pentru că ei vreau să-și facă la fel cum au cu Instagram-ul, ei au vrut să-și ia și cu TikTok-ării. Și i-am refuzat. Dar ce voiau să facă, dacă poți să spui? Ce voiau să facă? Vreau ca eu să postez... sau să nu am alte colaborări cu alte companii sau branduri decât cu cele pe care mi le dau ei. Și era un contract de exclusivitate pe 3 ani de zile. Dacă încălcam clauza asta timp de 3 ani de zile, mă obligam să plătesc 150.000 de euro. Wow. Și atunci am zis că nu. Era la început, aveam fix 100.000 de followers, cred. Și... efectiv, faptul că mă legau... Păi și stai un pic, ei ți-au oferit ceva? Adică nu neapărat material. Îmi ofereau posibilitatea de a lucra cu brand-uri și a câștiga bani, de să fac plasare de produse sau să apar gen cum apar ceilalți de la Mix It Up, cel mai recent trend. Asta vreau să zic, că au acceptat unii oameni, că am văzut mulți. Unii oameni clar au acceptat, da, probabil și eu dacă acceptam, acum eram pe o altă traiectorie, poate eram și eu. Mai sus sau eram deja prezent pe la TV sau eu știu. Crezi că a ajutat treaba asta? Poate să ajute și poate să te încurce. Acum depinde. Eu la momentul respectiv nu am fost dispus să ofer o exclusivitate. Am vrut să fiu eu free. Poți să-mi explici un pic exclusivitatea asta, te rog? Adică am avut, spre exemplu, o colaborare cu cei de la Alpin, înghețata Alpin. Da, m-am cinstit. Eu, dacă Alpin mă contacta după ce eu semnam contractul cu cei de la Global Records, trebuia să-i refuz pe cei de la Alpin pentru că eu am cu ceilalți, am cu Global Records. Și Global Records mă băga în campanii care credeau ei că sunt potrivite pentru ceea ce vând eu. Gen, dacă aveau o companie care, nu știu, care frișcă lichidă, spre exemplu, automat mă alegeau pe mine să fac reclamă acelei friști? Cum se zice? Friști? Nu mai pune întrebări de astea. Că... frișcă, nu știu, frișcă lichidă. Da, deci da. Asta... E, cam așa funcționează exclusivitățile, adică eu nu am voie să fac alte parteneriate, acum nu știu dacă e vorba și de TikTok, decât parteneriatele pe care mi le impun ei. 3 ani de zile. Ce am zis, mă? Și câți oameni au semnat că se vede? Adică unii au și anunțat. Cu siguranță unii primește foarte mulți bani din asta.
cu siguranță unii beneficiază și de un capital de imagine foarte bun în spate, se lucrează, au Am niște văzut că au PR, început niște... foarte mulți TikTokeri care au început să apară la TV. Au început în momentul Luis. de... Păi lui l-am văzut ultimul. E o chestie benefică pentru ei, știi? Pentru că până la urmă, până global. Nu te ia Corect. așa, după, bă, ia vină că ai tu 300.000, 500.000, 1.000.000, pe ia vină tu, hai să vezi la televizor. Nu, cred că tot cei de la global, până faptul că se duc și reprezintă, știi, bă, uite, el are contract cu noi, vrem să facem chestia asta, știi? Și găsești, cred că le găsești o imagine cărora, nu știu, o emisiune, nu imagine, o emisiune unde ar fi el fit acolo, știi? Corect, e vorba de marketing în spate și de PR foarte mult. Bun. Și atunci de la Global au, slavă Domnului, o echipă super șmecheră în spate și atunci ei încearcă să, nu știu, promovează un artist sau un TikToker. Sunt plusuri și minusuri, cum ai zis tu. Ce voiam să te întreb, nu știu dacă ai observat în ultimul timp, dacă te uiți la televizor, dacă mai ai timp de televizor, un om foarte drag mie de pe TikTok a apărut la televizor. Omul cu turet. Cine? Cum? Omul cu turet. Omul cu turet. Nu, am văzut vlogul tău, dar din păcate n-am apucat să mă uit la el, dar abia aștept să mă uit. Omul cu turet, l-am văzut. Da. Are un impact super mare pe, în momentul pe YouTube. Da, așa. Te blocase. Are un impact super mare pe YouTube, da, da, da. Băi, deci, dar nu l-ai văzut la televizor? Nu. Mâncați așa. Unde a apărut? La Ai Umor. La Ai Umor, da, ok. Mai e o tipă care, uite, urmărești și pe ea. King care... Jasmine. Hmm? King Jasmine. Tipa aia blondă. O știu, a fost și ea, a fost și ea. Băi, dar vorbeam despre omul cu turet. L-ai urmărit sau l-ai văzut pe TikTok? Nu l-am văzut. Băi, deci e un om... Uite, îți dau o chestie să o faci după, să intri și să-l urmărești, să-l vezi. Dar chiar are turet? Da. Okay. Eu m-am văzut cu el real. Băi, deci nu crezi. Știi că prima chestie e să nu, eu, la mine așa a fost, să nu râzi, dacă să nu deranjezi pe el, nu, să nu râzi de ce zice el. Că el zice chestii gen, mâncați-și, ai piluete pe pulă. La modul ăsta. Și, da, nu le poate controla și practic e la fel ca tine. Dar mi-a venit să râd, dar nu de el. Și de fapt în sine ce s-a întâmplat atunci, că a nimerit într-o... Zic, băi, vrei să facem? Și el zicea, pule! Și zic, bă, sta mă, că nu m-ai luat prea tare la modul ăsta. Da, bun. Și a apărut la Umor. Și asta vreau să te întreb dacă l-ai văzut până acum. Dacă nu, să-l urmărești, că o să-ți placă super mult. Andrei a venit la două podcasturi cu noi. Mă rog, am făcut un podcast înainte să apară el la Umor. N-avea nicio treabă. Și oamenii au venit și au spus, ia uite, bă, acum de când a apărut la Umor, ai început să filmez cu el. Și am zis, băi, te-am un pic că eu îl cunosc pe Andrei și vorbesc cu Andrei de mult. Știi? Și n-au avut nicio treabă. Oamenii pur și simplu se află în treabă. Și acum am făcut, pentru că m-am enervat pe comentariile alea, am zis, direct, băi, ia stai așa, ia vină mă, Andrei, hai, vrei să mai filmăm momentul ăsta? Ce dacă una, acum n-am nicio problemă, haide. Și am filmat direct cum a fost la Umor pentru el. Și dacă o să câștige sau dacă nu câștigă, mai filmez unul cu el. Doar așa, că mă enervez eu, știi? Băi, până la urmă, noi alegem să facem treaba asta și noi vă prezentăm. Dacă voi vreți să vizualizați, bine. Dacă nu, partea a doua, închideți. Altul la rând. Da, nu te poți înțelege. Abia aștept să mă uit și eu m-ai făcut super curios și abia aștept să văd și pe King Jasmine. Și pe ea, și pe ea. Nu știu, mi-a plăcut mai mult Andrei. Sincer, mie mi-a plăcut mai mult Andrei. Elian, cam asta a fost podcastul, discuția noastră. Sper că te-ai distrat alături de noi. A trecut o oră. Super, super. Îți mulțumesc mult, mult că te-ai gândit la mine. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vorbim și să le spun și oamenilor ce fac eu. Ce se întâmplă în spatele cortinei, așa. Băieți și fete, el a fost Elian. Urmăriți-l pe TikTok, link-urile în descriere. Instagram, link-urile în descriere. Dacă vreți să comandați un tort, tot de la Elian o faceți. Vă mulțumim că v-ați uitat la podcastul ăsta. Ne auzim și data viitoare.